2 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
2-2. Ia zi, cum e? Se vede ceva în alea? Se aude ok, Adi? Adi! Adi! 2-2, 10. Cred că mă voi accidenta. Păi poți! Ce, să bag textul? Nu? Mamă, ce senzație! Da. Copii, vă rog frumos! Ce, să bag textul? Păi nu, bă, mama, ce vrei să-ți vorbesc eu? Bine, îmi spui când încep. Gata. Copii, nu mai treceți pe aici, vă rog frumos. Haide. Încep, fii atent. Ce facem când lumea din jur dispare, dar încă avem energie? Ești prea rapid, uite-o la. Ce facem când lumea din jur dispare? Nu. Ce facem când lumea din jur dispare, dar încă avem energie? Am înțeles. Ce facem când... Ce facem când încă avem energie și lumea dispare? Poți să încep? Ce facem când lumea dispare, dar încă avem energie? Ce facem când lumea dispare, dar încă avem energie? Păi vreau să urc, să vadă lumea că am energie. Bine. Bine. Ce facem când lumea dispare, dar încă avem energie? Ce facem când lumea dispare, dar încă avem energie? Ce facem când lumea dispare, dar încă avem energie? Păi vrei să zic text aici? Ăsta e doar cadru, nu am aici text, că n-am energie aici. Vreau să mă filmez când mă urc pe asta toată. Stai acolo. Tot cu ăsta? Da, hai, pune cap pe mână. Păi nu știu, frate, să-mi pună așa. Hai cu capul pe mână, normal. La o statuie.
Gata. Ești în rec? Perfect. Gata, am e de ajuns. Nu se aude. Poți să mergi, da? Nu, nu am text aici. Câte locuri de joacă. Da. Ce facem când lumea din jur dispare, dar încă avem energie? Epa. Ce facem când lumea din jur dispare? Dar noi încă avem energie. Ce facem când lumea din jur dispare, dar încă avem energie? Mă mai duc o dată? Acolo? Ce facem când lumea din jur dispare, dar încă avem energie? Ce facem când lumea din jur dispare, dar încă avem Mă duc din nou? E ok? Așa? Bă, ăsta e drumul, că-l mai fac o dată. Ce facem când lumea din jur dispare, dar încă avem energie? Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine?
Păi, asta e de rău. Așa? Da. Pot să încep? Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine? Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine? O să încep? Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine? Cum descoperim evenimentele? Băi, dar mă opresc aici la evenimente. Repetiție! Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine? Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine? Cum descoperim evenimentele la care mâine? Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine? Pot să încep? Cum descoperim evenimentele la care putem lua parte mâine? Unde fugim de acasă când vrem? Ochelari. Nu pot să filmez? Vai de capul meu. Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou? Când vrem să auzim lucruri interesante? Ce prostie. Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou? Unde fugim? Unde fugim de acasă? Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou? Când vrem să auzim lucruri interesante? Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou? Când vrem să auzim lucruri interesante? E o prostie. Stai că...
Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou, când vrem să auzim lucruri interesante? Vai de capul nostru. Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou, când vrem să auzim lucruri interesante? Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou, când vrem să auzim lucruri interesante? Asta se aude? Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou, când vrem să auzim lucruri interesante? Din nou? Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou, când vrem să auzim lucruri interesante? Unde fugim de acasă? Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou, când vrem să auzim lucruri interesante? Unde fugim de acasă când vrem să vedem lucruri? Unde fugim de acasă când vrem să vedem ceva nou, când vrem să auzim lucruri interesante? Încep? Pentru noi e clar. Fugim înaintea micului ecran și urmărim Estrada TV. Măi, dar ăla se vede tot? Pentru noi e clar. Fugim înaintea micului ecran și urmărim Estrada TV. Pentru noi e clar. Fugim înaintea micului ecran și urmărim Estrada TV. Pot să încep? Pentru noi e clar. Fugim înaintea micului ecran și urmărim Estrada TV. Pentru noi e clar. Pentru noi e clar. Fugim în fața micului ecran și urmărim Estrada TV. Pentru noi e clar. Fugim înaintea micului ecran și urmărim Estrada TV. Mai fac o dată? Pentru noi e clar. Fugim înaintea micului ecran și urmărim Estrada TV. Gata. Pentru noi e clar. Fugim înaintea micului ecran și urmărim Estrada TV. Dimineață, la prânz, după amiază, seara, noaptea, în orice moment avem ceva de făcut. Trebuie doar să știm unde anume. Dimineață, la prânz, după amiază, seara, noaptea, întotdeauna avem ceva de făcut. Trebuie doar să știm unde anume.
Dimineața, la prânz, după amiază, seara, noaptea, întotdeauna avem ceva de făcut. Trebuie doar să știm unde anume. Dimineața, la prânz, seara, după amiaza, noaptea, întotdeauna avem ceva de făcut. Trebuie doar să știm unde anume. Face doamna Daniela mămăliga, eu doar țin punga. Nu de alta, dar să iasă bine. Și să știți că o să schimbăm puțin rețeta. Așa, într-o mică pauză, doamna Daniela mi-a recomandat să tragem la tigaie carnea, să o facem cu ceapă, nu doamna Daniela, așa, și o să punem această cărniță. Punem un rând de mămăligă, punem tot așa brânză, dar punem cu cărniță și cu smântână și... Ah, eu abia aștept să mănânc numai că mi-a spus și mi-a lăsat livat. Gata! Punem și brânză printre, nu? Să o lăsăm, da. Da, trebuie să o lăsăm să fiarbă, așa, vreo 3-4-5 minute. Așa, să iasă cremoasă, bună, numai bine de, numai bună de, de preparat. Taram taram tarararam taram taram tarararam tarararararam. Asta n-are nicio legătură cu ouăle. Cu asta, cu brânza, cu oile. Încă sunt puțin de fierbinți. Da, doamna le-a pus în apă rece, imediat se vor curăța, bine, se curăță, după cum vedeți, destul de repede. Și cred că a pus și sare în apa de fiert. Tot doamna, bineînțeles că nu eu am pus ouăle la fiert. Eu vă spun ce fac și ce nu fac. Bun, unul. Pe care o să-l tăiem bucățele. Astea, doamna mi-a spus că prea arde, trebuie să dau cu apă rece. Doamna mi-a spus că, în general, dânsa nu pune ouă fierte, pune ochiuri deasupra, așa se și face. Dar eu o să pun înăuntru și ouă, că este și mai gustos. O să vedeți. Eu o să gust și dumneavoastră o să vă dați seama dacă e bun sau nu. Așa. Mie îmi place să gătesc, dar nu prea știu. Și nu prea gătesc. Poate dacă aș avea pentru cine, dacă, mă refer, dacă aș avea copii, mai știi.
Cu siguranță aș face mâncare cum sărăcuții de ei să moară de foame sau să le cumpăr gata făcută. N-au voie. Da. Am schimbat colț. De mai bine, mă vedeți mai bine. Au grijă băieții de mine. Da. Și eu le mulțumesc că au și răbdare. Și știi ce-o fi mintea lor, zice, uite și asta gătește. Da, gătesc. Și voi o să mâncați dacă veți dori. Acest gălbenuș de ou este foarte galben. Nu prea este așa roșiatic cum sunt cele de găină, ouăle de găină. Bun, gata, ăsta o să v-am zis, o să le punem așa între. Doamna Daniela, ce ziceți de mămărică? O mai învârt? Da? Oale mămăliga, ca să se poată aranja foarte bine peste cofiță, peste brânză. Deci am înțeles bine, mămăliga se recomandă puțin mai moale ca să se poată pune bine peste cărniță și peste brânză. Să se așeze straturile mai bine. Să se așeze straturile mai bine, mulțumim. Așa. Alte secrete, ce mai știu? Nu, cred că e gata. Toată lumea vrea secrete. Observați, nu? Toată lumea vrea secrete. Secretele da. Sunt secrete, nu? Da. Numai că secretele sunt în lucrurile mici și le mai și furi, uite așa, puțin, vezi. Deci o dăm deoparte. O dăm deoparte. Punem... Și ăsta funcționează. Da, și ăla funcționează. Așa. Nici n-am ce să curăț. Trebuie să o spăl doar. Taram! Foarte mărunt. Așa. E bine sau tai mai mărunt? Mică, tai așa că ții mai bine, nu alunecă. Alunecă. Bun. Am tăiat și ceapa. Aici o aruncăm. Gata, mai tai vreuna? Nu, nu, așa ce are. Puneți ulei cu foarte puțin ulei. Da, punem ulei în tigaie foarte puțin. Pe care? De normal, nu? Normal. Nu prea folosesc ulei de măsline. Foarte puțin. Mai? Da, da. Dar dacă mai aveți sunt grase. Postița și cârnații care o să-și mai lase exact. Grăsime și pe urmă o să fie foarte gras. Exact, da! Tap, tap. Mai dați o dată?
Am două trebuie. Pa! Eu zic să tai tot cârnațul și tot, nu-i așa? Pentru trei, pardon. Apoi, până se pun pe foc, cred că ele se mai fac mai mici. Da. Așa, gata. Gata? Da. Iuhu. Gata. Și tăi mai tăi, mai tăi și costița aia. Și sare, termina și ceapa. Bucătărie, știu, cred că cea mai bună treabă făcută e așa, cu mâna, da. Dar eu, cum nu gătesc... Dar nu e igienic, aia e problema. Cum mama de obicei la ce nu-mi place când mă pune să fac sarmale, că trebuie să le fac așa și atunci, taie carnea, nu mai face tocată, taie bucățele ca să pot să amestec așa cu lingura toate. Wow! Așa. O fi sărată? O fi. Ce-mi place mie mămăliga moale. Deci spuneți-ne, ați spus așa, facem un rând așa, punem de mămăligă... Un rând de mămăligă, unul de carne, ca să-i zic carne. Așa, unul da. De brânză. Da. Și după aceea iar mămăligă, carne, brânză. Noi o să putem pune și ou? O să o punem, da. Punem și ou, dacă tot îl avem. Așa? Și după aceea o punem la cuptor. Așa, se... punem la cuptor. Și după aceea... Și după aceea... Îi punem deasupra. Îi punem deasupra. A zis că întoarcem sau nu știu cum. Da, dar o să fie mai greu cu întoarcem, că nu o să avem pe ce o pune. Așa de mare. Am înțeles. Eu făceam în bolurile alea mici, v-am dat. Aha, doamna făcea, deci aici să fac în boluri mai mici. Eu am să fac în ceva mai mare. Eu pun brânza. Și deasupra trebuie să punem smântână, un ou ochi. Da. Și brânză ras. A, înțeles. Bun, să punem așa mai puțin. Nu se ajunge, da. Sunt astea foarte mari. Mm-hmm. Eu două.
și trebuia să punem în două. În două, da. Erau suficiente. Nu are nimic, că pe ultimul îl lăsăm mai așa, ca să le completăm pe astea de două. Ca să punem deasupra... Bun, eu pun și ouăle. Sau brânza. Puneți și ouăle și brânza. Da? Așa. Nu știu, tot acolo am pus. Și acolo? Și aici nu mai punem. Nu mai. Bine. Bine. Punem brânză, multă, multă, multă să se întindă. Țin minte că când eram mai mici, la bunicii mei, făceau tot așa mămăligă cu brânză și ne puneau multă, multă brânză din asta de burduf și se întindea și când tăia, ceam, se întindea mămăligă de numai. Deci dacă ai apucat să mănânci o porție, la câte calorii sunt aici, nu e așa? E suficient pentru o zi jumătate. Deci țineți minte, ați auzit ce a zis doamna Daniela? O porție din asta are atâtea calorii că te-ar ține, e suficient pentru o zi jumătate. Ca să nu mănânci, să nu mai mănânci nimic. Bun. Pune și telemeaua. Punem deasupra. Punem deasupra. După ce le punem la cuptor... Și mai punem cărniță? Ar trebui. Ar trebui, da. Știți cum punem? Punem în, când se fac, punem în jur. Mai ajut și eu? Să nu zic că nu m-am băgat. Să vedem cum o facem să ne ajungă. Da. Dar mai facem, facem o puțină. Mai e, uite acolo. Mai trebuie, cred că mulim de mămăligă, nu? Da. Dar știți ce? Eu am o idee. Da, da, da. Nu e rău. Nu, poți să pui cu tot cu carne. Cu tot cu carne, nu? Chiar arată și bine. Și atunci mai are și cărniță pe deasupra. Sigur. Noastră. Da. Și punem brânza. Și punem și aici. Așa. Gata. Bun. Balmoș. Niciodată nu mă pot ține de o rețetă, dacă mă credeți. Întotdeauna îmi vine să mai fac ceva. Așa. Bun. Așa, doamna Daniela finisează. Ce mai bun? Profesionist. Asta înseamnă să fii un profesionist. Să poate lucruri așa? Ba da, dar o să ne mai trebuiască. Așa, mai trebuiască. Da. Și brânzica. Bine, aia mai opriți puțină ca să îi punem după ce o scoatem de la cuptor. După ce o scoatem la cuptor punem? Îi puneți puțină deasupra și... Acum o să pun cu mâna. Da. Că n-am cum altfel. Dumneavoastră ați finisat-o, eu am aranjat-o. N-are nimic. Să pun mai puțină? Nu. Da. Gata? Da. Aici să nu mai pun? Ce margini, nu?
duce. Nu. Deci eu am... Ai, eu abia aștept să vedem, să vedem cum e. Acum să o punem la... Deasupra, că îi punem... Deși, dar acum o să o finalizăm. Nu vreau să vedem. A, ce pălărie frumoasă are, doamna, dar să nu o vedeți încă, nu o vedeți, nu o vedeți. Suma că o face mașina. Mai de bine, dar nu mă arde, doamne, iartă-mă. Ce mâini aveți? Sunt forțoasă, așa? Nu că sunt frumoasă. Pe mine mă arară, de... Feriți! Bun. Și încă o dată, și încă o dată, la 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 la. Punem și ou. Vrei și ou? Da. Acum dacă o face lată, lată să fie. Deci, de recomandat pentru acasă. Gata. Hai să facem și ou pe deasupra. Da. Ou de deasupra. Le faceți dumneavoastră că poate... Viața merge iubind înainte, viața nu se oprește în cuvinte. Cerul-i umplut de putere, cerul-i uitat, nu-i mere, cred. Oricum, este o melodie pe care o cântă Angela Simina, compozitor este domnul Manisei. Da. Ale, faceți în ulei, nu în apă. Nu. Deci... Calorii la greu. Este mâncarea pentru o zi jumătate. O zi jumătate. Un platou din tot ăla meu. Ca să nu mai mâncați două zile? Nu una jumătate. Două zile. Două zile. Pentru așa mâncare... Nu m-am făcut deja cu mâncare. Dacă consumați mai mult salate, da. Da. O să-l vedeți și pe colegul meu, Florin, care... Să le lăsăm un pic mai mult, da? Da. Deci, doamna Daniela a spus să le lăsăm puțin mai mult. Mulțumesc, Florin, de acord.